autoritățile locale din Scorțeni au investit foarte mult în ultimii ani în infrastructura școlară, punând la dispoziție a elevilor din unitățile de învățământ o bază materială modernă și săli de clasă complet reabilitate și dotate. Investițiile nu s-au oprit însă aici. Pentru că elevii aveau nevoie de spații corespunzătoare pentru a-și desfășura orele de educație fizică și sport, primăria, din bugetul propriu cu sprijin de la Consiliul Județean Prahova, a amenajat două terenuri de sport, unul la școala din Sârca și unul la școala din Bordeni Mari. Aici copiii pot juca fotbal, pot desfășura orele și pot face mișcare în timpul liber. Nici cei mai mici nu au fost uitați. Pentru ei, primăria din Scorțeni a amenajat 4 locuri de joacă, unul în fiecare sat. Nici copiii nu au fost uitați la Scorțeni. Fiecare sat din componența comunei beneficiază de un loc de joacă dotat și utilat la standarde moderne. Locurile de joacă au fost împrejmuite pentru a evita prezența vandalilor, așa că micuții au unde să se relaxeze în timpul liber. În viitor, primăria intenționează să mai amenajeze încă o bază sportivă la Scorțeni, dar și săli de sport interioare. O grădiniță cu program prelungit este de asemenea pe lista investițiilor de la Scorțeni. Aceasta ar urma să fie construită pe fonduri europene. În prezent, în comună există 4 grădinițe modernizate cu centrală termică și dotări la Sârca, Bordeni, Mislea și Scorțeni.